Mult întristate familie Lăzurcă, sora Silvia, dragi copii, scumpă biserică Emanuel, doresc ca Dumnezeul mângâierilor să vă mângâie, să vă întărească și să vă îmbărbăteze în perioada aceasta de timp prin care treceți destul de tulbură și destul de grea pentru dumneavoastră ca și familie, familia Lăzurcă și biserica Emanuel. Mă numesc Costel Moțac, prin harul Domnului păstorez Biserica Maranata din Londra și la îndemnul fratelui păstor Viorel Roșca vreau să am un cuvânt pentru dumneavoastră și mă rog ca Dumnezeu să vă întărească, să vă mângâie și să vă îmbărbăteze în perioada aceasta de timp. Aș vrea să primiți salutările din partea Bisericii Maranata și din partea comunității pentecostale de aici din Anglia. Vă asigurăm că suntem alături de dumneavoastră. Ne rugăm în perioada aceasta de vreme pentru dumneavoastră să treceți cu bine și Dumnezeu care ne mângâie, Domnul Iisus Hristos care poate să ne îmbărbăteze și să ne întărească, să facă lucrul acesta în dreptul dumneavoastră. L-am cunoscut pe fratele Filon în câmpul Evangheliei, în câmpul slujirii. Biserica Maranata a beneficiat în urma slujirii fratelui Filon de mai multe ori. Atunci când am avut ocazia să-l invit la Londra, fratele Filon a acceptat invitația noastră cu bucurie. A făcut călătorii misionare aici în Anglia și a slujit la Maranata și nu numai și la alte biserici din comunitatea de aici din Anglia și a slujit cu devotament și cu pasiune. De aceea doresc ca Dumnezeul mângâierilor și Dumnezeul Harului să vă întărească și să vă binecuvinteze în perioada aceasta, să trăiți cu nădejdea căci călătoria fratelui Filon s-a sfârșit pe pământul acesta, a trăit ca un om care și-a împlinit datoria pe pământul acesta și mandatul lui l-a dus la îndeplinire, până la capăt, cu devotament și cu pasiune. De aceea doresc ca Dumnezeu să fie îmbărbătarea noastră și mângâierea dumneavoastră pe mai departe. Domnul Iisus Hristos era cel care își întărea ucenicii și găsim scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14 cu versetul 1, câteva cuvinte care sunt atât de benefice pentru dumneavoastră, sunt atât de bune pentru noi, cei care trăim în vremea aceasta și în perioada aceasta, să fim oamenii care să ne încredem în Domnul. Mântuitorul spunea: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Socotesc căci cuvinte mai potrivite nu le găsim în vremea aceasta și vă chem. Aveți credință în Dumnezeu în vremea aceasta. De ce Dumnezeu atât de timpuriu, am putea spune noi, l-a chemat acasă pe fratele Filon? Nu știm. Este astăzi, cred că nu greșesc, o săptămână, într-o discuție purtată cu fratele Viorel Roșca, l-am întrebat ce face fratele Filon și fratele Viorel m-a asigurat că fratele Filon este bine. Pe calea aceasta i-am transmis salutări sfinte fratelui Filon din partea mea și din partea familiei și au trecut doar câteva zile și am primit trista veste că și fratele Filon a plecat la cele veșnice. Așa este viața noastră pe pământul acesta. Nu știm când venim și nu știm clipa plecării de pe pământ. De aceea doresc să ne punem toată încrederea în Domnul și să fim oamenii care să trăim cu nădejde și cu speranță. Înțeleptul spunea în cartea Eclesiastru, capitolul 12 cu versetul 13, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Cuvintele acestea nu mai sunt valabile în dreptul fratelui Filon. Fratele Filon a fost cel care a împlinit cuvântul acesta.
A fost un om care s-a temut de Dumnezeu. A fost un om care a păzit poruncile Domnului. Aceasta este datoria oricărui om, să fie și datoria noastră de astăzi în continuare, să fim oamenii care să ne temem de Domnul, să iubim poruncile Domnului. Pentru căci înțeleptul spunea, aceasta este datoria oricărui om. Doresc ca Dumnezeu să ne îmbărbăteze, Dumnezeu să ne mângâie, să ne întărească și să fie scut și să fie pavăză. Trăim perioada aceasta cu nădejde că într-o zi ne vom întâlni cu Cel care ne-a fost drag, ne-a fost scump. A fost un păstor devotat, Dumnezeu l-a folosit într-o perioadă destul de grea pentru biserică, pentru societatea în care am trăit. Însă fratele Filon a fost un luptător adevărat, a ținut sus dreptarul Evangheliei, a luptat pentru adevăr și pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe noi ca și slujitori, pe dumneavoastră ca și familie să trăiți frumos și să-i spunem în vremea aceasta fratelui Filon la revedere. El la noi nu va mai veni. Însă va veni ziua în care vom pleca noi la El. Să ascultăm dar încheierea tuturor lucrurilor. Și Dumnezeu să ne ajute să fim oamenii care să ne temem de El și să păzim poruncile Lui. Vă încredințez în mâna și în brațul Domnului, punând numele Domnului peste dumneavoastră. Dumnezeu să vă întărească, dragi copii. Dumnezeu să vă întărească, soră Silvia, și mângâierea Domnului să fie peste Biserica Emanuel, peste frații slujitori de acolo, peste toți cei care aveți inimile triste de durere în urma plecării atât de vremelnice a fratelui Filon. Dumnezeu să vă mângâie și să ne întărească pe fiecare dintre noi. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Iubită familie la Zurcă, scumpi frați și surori din Biserica Emanuel Suceava, am primit și eu, ca și alți frați, cu durere vestea că fratele Filon la Zurcă, slujitor al Domnului pentru mulți ani, a părăsit lumea noastră și s-a dus să se odihnească la Domnul. Am simțit îndemnul să fiu alături de dumneavoastră. În inima mea simt ceva din durerea dumneavoastră, din întristarea dumneavoastră, dar în același timp cred că este un moment când Domnul vrea să ne îmbărbătăm unii pe alții, să ne întărim unii pe alții în adevărul lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu și în speranța pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Fratele Filon a fost un suflet prețios. A fost un frate scump, a fost un slujitor al lui Dumnezeu credincios. L-am cunoscut cu mulți ani în urmă, în vremea în care a petrecut un timp în zona Brașov, în special mai aproape de biserica din Săcele, de lângă Brașov. L-am cunoscut la Suceava, în familia lui, unde am fost găzduit cu dragoste și căldură în anumite ocazii. L-am cunoscut și am fost implicați împreună în slujirea Domnului în diferite locuri. Îmi amintesc că el revărsa pretutindeni ceea ce Biblia numește miriasma cunoștinței Domnului Iisus Hristos și a bucuriei pe care el o avea în Domnul. Da, într-adevăr, fratele Filon, care a fost și oaspete în familia mea, și presuit de familia mea, pentru spiritul său, pentru slujirea sa, pentru însoțirea Duhului Sfânt, el lăsa în urmă o miriasmă comparabilă cu aceea a lui Elisei când trecea prin Sunem și spune cuvântul Domnului că trecea printr-o familie și femeia casei la un moment dat a spus bărbatului ei: iată, știu că omul acesta este un om sfânt, este un om al lui Dumnezeu, să facem o odaie de sus, să așezăm câteva lucruri acolo și când vine omul lui Dumnezeu la noi, să se odihnească în odaia aceea. Da, o spun înaintea Domnului, fratele Filon avea harul acesta de a lăsa în urmă miriasma
unui om al lui Dumnezeu care îl cunoaște pe Domnul Iisus și care slujește cu credință Mântuitorului Iisus Hristos. Gândindu-mă la felul cum l-am cunoscut, cum am avut părtășie împreună și încercând să refac amintirile pe care le am împreună cu fratele Filon, trei gânduri s-au conturat în inima mea și știu că ele sunt potrivite cu adevărul, și anume, în primul rând pot să spun înaintea Domnului, pentru mângâierea familiei, pentru îmbărbătarea credincioșilor, a fraților, a bisericii, că fratele Filon a fost un om al cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu era în inima lui, cuvântul lui Dumnezeu era mereu în gura lui. Iubea cuvântul lui Dumnezeu și când predica cuvântul lui Dumnezeu, o făcea cu pasiunea celui ce cunoștea puterea și valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Prin cuvântul său a îmbărbătat multe inimi. Prin cuvântul său a lăsat ca Duhul Sfânt să cerceteze multe suflete spre mântuire și a dus multă mângâiere și îmbărbătare oamenilor. Domnul va arăta în ziua veșniciei cât rod a adus în împărăția lui Dumnezeu cuvântul predicat cu simplitate, cu sinceritate, dar cu însoțire divină de fratele Filon. În cuvântul predicat de el, întotdeauna înălța pe Domnul Iisus Hristos și jertfa lui, el proclama cu putere adevărul cuvântului lui Dumnezeu și proslăvea pe Dumnezeul cel viu și adevărat prin cuvântul cel veșnic. A fost cu adevărat un om al cuvântului lui Dumnezeu. În al doilea rând, așa cum l-am cunoscut pe fratele Filon și m-am împărtășit cu el în slujirea Domnului, știu că a fost un om al rugăciunii. Fratele Filon iubea cu pasiune rugăciunea și avea și darul acesta de a înflăcăra pe alții pentru rugăciune. L-am invitat de mai multe ori în biserica noastră și împreună cu alți frați venind, au adus cu adevărat o înviorare, au adus o însoțire din partea Domnului, care a produs o împrospătare atât la nivelul bisericii noastre din Brașov, cât și la nivelul familiei mele, unde a găzduit împreună cu alți frați, unde ne-am zidit și unde a lăsat amintiri de mare preț și pentru mine și pentru casa mea, pentru copiii mei. Dragostea lui pentru rugăciune izvora din simțământul lui de smerenie, din conștiința slăbiciunii și limitărilor sale. Era un slujitor umil, un slujitor smerit, care știa că doar însoțirea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu în viața lui poate să producă roadele care să proslăvească pe Dumnezeul cel viu și adevărat. În atâtea locuri era chemat ca să sprijine și să înflăcăreze lucrarea rugăciunii tocmai datorită însoțirii acesteia și darului acestuia pe care Domnul i-l acordat atâta timp cât s-a folosit de el pe pământul acesta ca de un vas sfințit folositor stăpânului său. În al treilea rând, cu bucurie pot să spun și să-mi aduc aminte că fratele Filon la Zurcă a fost un om al Duhului. Avea o mare încredere în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și o mare încredere în lucrarea plină de putere a Duhului Sfânt. Era atras de sufletele însetate după puterea lui Dumnezeu și pot să spun că avea darul acesta de a prinde și în alții însetarea după Duhul lui Dumnezeu, după puterea Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna s-a folosit de vase simple, umile, pe care El le-a curățat în primul rând și le-a sfințit și le-a pus deoparte pentru sine, pe care le-a umplut cu Duhul Său și le-a uns pentru slujire și cu mulțumire și cu apreciere înaintea lui Dumnezeu, mărturisesc că fratele Filon la Zurcă
A fost un astfel de slujitor care a stat la îndemâna lui Dumnezeu, care s-a lăsat folosit de Dumnezeu, prin care Dumnezeu a revărsat har spre mântuirea multor suflete. Numărul lor și starea lor Dumnezeu le știe și le va revela în ziua veșniciei. Înțelepciunea lui Dumnezeu, într-o viață umilă și consacrată lui Dumnezeu, a adus mângâiere multor suflete în lucrarea fratelui Filon, a adus călăuzire în atâtea familii sfinte care au căutat îndrumarea Domnului și cărora Domnul le-a venit în ajutor prin sfatul, prin înțelepciunea, prin descoperirile pe care Domnul le-a dat fratelui Filon. Da, astăzi simțim un mare gol. Și mă gândesc la familia Lazurcă, soția fratelui Filon, copiii lui, cei apropiați. Voi simțiți astăzi o mare lipsă. Ea este reală. Dar aș vrea să vă îndemn să vă îmbărbătați și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce v-a dat Domnul atâția ani. Un tată prețios, responsabil, temător de Dumnezeu și iubitor de familia sa. Un soț de asemenea deosebit și devotat, un dar neprețuit din partea lui Dumnezeu, care zeci de ani a adus mângâiere, bucurie, părtășie, ajutor, sprijin. Pentru biserica lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu, prin care Duhul lui Dumnezeu și-a întărit biserica, prin care Duhul lui Dumnezeu a întâmpinat atâtea nevoi, le-a venit în ajutor și prin care Duhul lui Dumnezeu a mântuit atâtea suflete și le-a pus deoparte înaintea lui Dumnezeu pentru veșnicie. Da, simțim golul acesta, simțim cu toții lipsa aceasta mare, dar aș vrea să vă aduceți aminte că atâta timp cât fratele Filon Lazurcă a fost în mijlocul familiei, în mijlocul bisericii, în mijlocul nostru ca frați, a fost mai departe de Domnul și Domnul a simțit în felul său depărtarea aceasta. Acum simțim noi golul acesta și lipsa care s-a produs, dar el este în brațele Domnului Iisus Hristos, este aproape de Tatăl nostru Ceresc și inima Tatălui și inima Domnului Iisus Hristos este înviorată, este bucuroasă pentru că el s-a întors acasă. Fratele Filon a ajuns la sfârșitul însărcinării sale. Și acum când el a ajuns la sfârșitul însărcinării sale și cerul s-a deschis ca să-l primească în slava sa și în lumina sa, ca un slujitor credincios al lui Dumnezeu, vreau să amintesc două pasaje scurte din cuvântul lui Dumnezeu, care cred că se potrivesc cu viața, slujirea și starea de acum a fratelui Filon Lazurcă. Cel din tâi este cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 36, unde spune așa: și David, după ce a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu, a murit și a fost îngropat lângă părinții săi. Și fratele Filon, după ce a slujit oamenilor din vremea aceasta, din generația lui, după chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu, după planul pe care Dumnezeu l-a alcătuit pentru viața lui, acum a adormit. Acum trupul lui va fi depus pentru o vreme în mormânt, dar sufletul lui a plecat la Domnul, sufletul lui s-a întors la cel pe care l-a iubit, l-a slujit și după care a însetat toată viața lui. Al doilea pasaj din Scriptură pe care aș vrea să îl amintesc este acela pe care însuși Domnul Iisus Hristos l-a rostit în Matei, în capitolul 25, versetul 21, spunând și descoperindu-ne mai dinainte ce se întâmplă cu cei ce au fost credincioși Domnului pe pământul acesta în viața lor și au părăsit pământul acesta și și-au luat zborul spre veșnicie. Mântuitorul Iisus Hristos spune că pe aceștia îi întâmpină stăpânul lor în cer, cu brațele larg deschise, cu fața senină, plină de bucurie și intrând ei pe porțile veșniciei, el le rostește aceste cuvinte:
Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cred că aceste lucruri sunt adevărate și potrivite pentru viața, slujirea și încheierea misiunii fratelui Filon Lazurcă pe pământul acesta. El a slujit oamenilor din vremea aceasta cu credincioșie după planul lui Dumnezeu și acum și-a luat zborul spre veșnicie. Iar acolo l-a întâmpinat Domnul Iisus Hristos, Tatăl Ceresc, cu aceste minunate cuvinte. Ai fost credincios în puține lucruri, dar acum îți voi încredința multe lucruri. Intră și odihnește-te în bucuria stăpânului tău. Iubită familie Lazurcă, din toată inima mea vă doresc mângâierea Domnului, doresc ca pacea Domnului Iisus Hristos să stăpânească în inima voastră și în momentele acestea de durere și apăsare. Doresc să se reaprindă speranța și așteptarea reîntâlnirii cu fratele Filon Lazurcă în ziua veșniciei și Domnul Iisus să desăvârșească în viața voastră tot planul pe care îl are mai departe. Pentru Biserica Emanuel din Suceava, doresc din toată inima ca Dumnezeu să-și continue lucrarea prin slujitorii săi, să-și zidească mai departe biserica și să ne pregătească pe toți pentru ziua glorioasă a întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Fie mângâierea Domnului și binecuvântarea Lui peste voi toți. Amin. Hristos a înviat pentru toți și pentru totdeauna. Onorată familie îndurerată, onorată familie Lăzurcă, sora Silvia și cei 5 copii, Biserica Emanuel, cu profundă durere am aflat de plecarea acasă la Domnul a fratelui Filon Lăzurcă, la vârsta de 66 de ani, lăsând în urmă soția, 5 copii și biserica pe care a slujit-o. Vreau să vă mărturisesc că am pierdut un frate, un prieten, o rudă, un coleg de lucrare. Mă fac purtătorul de cuvânt a Bisericii Pentecostale Betel Botoșani, biserică apropiată Bisericii Emanuela, deseori ne-am ajutat în lucrare unii pe alții, și a Bisericilor Pentecostale din județul Botoșani, și vreau să vă spunem că suntem alături de durerea dumneavoastră, rugându-ne pentru familie și pentru biserică. În minutele care urmează, aș dori să am un mesaj special pentru sora Silvia, soția fratelui Filon, care în aceste zile a rămas văduvă. Am voie să cred că în aceste zile sora Silvia și-a pus următoarea întrebare: ce mă voi face singură? Și sigur că această întrebare își mai pun mulți oameni, chiar unii care sunt în mijlocul familiei și a prietenilor, simt această izolare, simt că sunt singuri, izolați, marginalizați și așa mai departe. Cuvântul care stă la baza mesajului care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru sora Silvia se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele 32 și 33. Iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Aceste cuvinte au fost rostite de Mântuitorul, care a experimentat sentimentul singurătății. În nicăieri în lumea aceasta nu găsim un tratament împotriva singurătății. Tratamentul care vine să rezolve această problemă și să trateze sentimentul izolării, a singurătății, se găsește în Sfânta Scriptură. Și aș vrea să vă spun că Dumnezeu este interesat de tratarea sentimentului singurătății. Și un prim lucru pe care îl face Dumnezeu ca să trateze singurătatea, ne dăruiește promisiunile sale găsite, pe care le găsim în cuvântul său. În cartea profetului Isaia, capitolul 43, versetele 4 și 5,
Printre altele, Domnul spunea prin gura lui Isaia: ai preț în ochii mei. Și la versetul 5: nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Sora Silvia, promisiunile acestea sunt și pentru dumneavoastră. Să nu uitați niciodată că aveți preț în ochii lui Dumnezeu. În lumea noastră, oamenii sunt prețuiți după diverse lucruri. Sunt prețuiți atunci când au avere, când au multă carte, când au multă școală, când au mulți bani. Sunt tineri, sunt frumoși, sunt considerați de folos și prețioși. Din perspectiva lui Dumnezeu, prețul sau valoarea omului este dată de creație și este dată de prețul care s-a dat pentru salvarea lui veșnică. Și prețul care s-a dat și pentru tine, sora Silvia, este cel mai mare preț din univers. Sângele Domnului Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvânteze. Să nu uitați niciodată lucrul acesta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Aceste promisiuni sunt atât de mângâitoare. Apostolul Pavel, într-o împrejurare, spunea: toți m-au părăsit, dar Domnul a rămas lângă mine. Atunci când poate, sentimentul singurătății, a izolării, a uitării din partea celor din jur, o să vă încerce să vă amintiți de aceste cuvinte, că Domnul este lângă tine. Domnul este lângă cei ce-l caută, lângă cei ce-l cheamă. Domnul să vă binecuvânteze. Spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 14, versetul 23: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Sunt promisiunile Domnului Iisus Hristos că va veni să locuiască cu cei care îl iubesc, cu cei care îl acceptă. Fie ca în odăița dumneavoastră, în locuința dumneavoastră, totdeauna să aveți încrederea aceasta că Domnul este acolo. Apoi, ceea ce mai face Domnul ca să alunge singurătatea, ne-a dat mângâitorul sau ne dă mângâitorul și în prezent. Ioan 14, la 15, la 18. Într-o lume unde răutatea se manifestă la toate nivelele, aveți nevoie și avem nevoie de mângâitorul, Duhul Sfânt, Duhul adevărului. Fie ca Duhul Sfânt în cele mai triste momente ale vieții, de descurajare, de deznădejde, mângâitorul, Duhul Sfânt să fie acolo lângă dumneavoastră, să vă mângâie, să vă întărească. Este important să fii mângâiați de Duhul Sfânt. Cum știe Duhul Sfânt să mângâie? Niciun om, niciun pastor, niciun psiholog nu poate să o facă. Doar Duhul Sfânt, prin cuvântul Evangheliei, poate să ne mângâie. Mama mea a trecut din viață la 92 de ani și timp de 10 ani a fost văduvă și îmi spunea de atâtea ori: dacă n-aș avea Biblia, cuvântul Domnului, să-l citesc, să mă încurajez, mi-aș ieși din minți. Dar ori de câte ori citesc o promisiune din Biblie, sunt mângâiat, primesc nădejde, primesc încredere. Slăvit să fie Domnul! Apoi Dumnezeu, ca să rezolve problema singurătății, ne-a dăruit biserica, trupul lui Hristos, cum spune Pavel. Suntem mădulare unii altora. Mădularele se prețuiesc unele pe altele și îngrijesc unele de altele. Fiecare credincios integrat în Biserica Domnului Iisus Hristos ca mădular nu are motive să se simtă singur, pentru că frații de credință sunt alături și doresc ca Biserica Emanuel și nu numai, frații slujitori, credincioși din Biserica Emanuel, să dovedească că sunt mădulare în trupul lui Hristos, să simtă cu durerea dumneavoastră, să simtă cu singurătatea dumneavoastră și totdeauna să aibă un cuvânt de încurajare. Slăvit să fie Domnul! Am încrederea aceasta că Biserica Emanuel are maturitatea aceasta și slujitorii de asemenea. Pe de altă parte, Iacov, apostolul, spune în epistola sa, în capitolul 1, versetul 27, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu
este să cercetăm pe văduve și pe orfane în cazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Responsabilitatea noastră ca și credincioși este să avem în vedere cercetarea celor singuri, ajutorarea celor singuri. Vor trece aceste zile în care tensiunile interioare, durerea interioară, a atins probabil apogeul. Să puteți spune așa cum spunea Mântuitorul: iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Într-o împrejurare am întâlnit o soră văduvă și am întrebat o soră: cum te descurci, cum te simți singură? Și ea parcă m-a mustrat și a spus: frate, nu sunt singură, sunt cu Domnul. Și m-am simțit așa cumva rușinat că o soră singură, în vârstă, avea atâta încredere că Dumnezeu este cu ea, că Dumnezeu este de partea ei. Fie ca Dumnezeu să dea această încredere și surorii Silvia, și familiei, și nu numai, și celor care ascultă aceste cuvinte. Dumnezeu este interesat să vindece singurătatea. Dar și omul are responsabilitatea lui. Mântuitorul, legat de aceasta, spunea în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 29, căci Tatăl nu mă lasă singur, căci eu fac ce este plăcut. Deci omul care umblă după placul Domnului, vorbește după placul Domnului, nu este singur niciodată, pentru că Tatăl Ceresc, Dumnezeul care are inima de tată, este acolo, asigură cele necesare, poartă de grijă, protejează prezentul și viitorul. Dacă punem în mâna lui, biruința va fi deplină. Spunea Mântuitorul: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit în lumea. Mântuitorul spunea în Matei 6 cu 6: tu când te rogi, intră în odăiță, încui eu și după tine, și Tatăl tău care te vede în ascuns îți va răsplăti în singurătatea odăiței. Acolo unde sunt numai eu și Dumnezeu, vei fi dumneata și Dumnezeu. Tatăl a promis că va fi acolo, că ascultă, că mângâie, că întărește. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze familia Lăzurcă, să binecuvânteze Biserica Emanuel, toți slujitorii din comunitatea regională Suceava. Acum, în momentele acestea, când aflăm informații din acestea că slujitori, colegi de lucrare pleacă așa deodată, toate aceste informații ar trebui să ne responsabilizeze în ceea ce privește slujirea. Deja când aud vârste ca acestea, peste 60, încep să tresar și mă întreb: oare nu-mi vine și mie rândul că sunt în zona aceasta? Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să putem spune, când plecăm de pe pământul acesta, când ne sfârșim alergarea, așa cum a spus robul Domnului Simeon: acum slobozește în pace pe robul tău, căci ochii mei a văzut mântuirea ta. Fie ca binecuvântarea Domnului să fie peste întreaga slujire de priveghiu, de mormântare, și mesajele care vor fi aduse de slujitorii Domnului să fie mesaje de încurajare, de zidire, de responsabilizare și de mobilizare a tuturor slujitorilor din comunitatea de Suceava să facem ce este plăcut Domnului. Că atunci când ne cheamă acasă să nu ne fie rușine de slujba care am avut-o, de calitatea slujirii, și Dumnezeu să ne binecuvânteze la toate acestea. Amin. Am avut ocazia să-l cunosc pe fratele Filon încă din vremea tinereții, deoarece am crescut în biserici din comune învecinate și am fost impresionat atunci de pasiunea pe care el o avea pentru a-l lăuda pe Domnul. Ani au trecut, Dumnezeu ne-a chemat la slujire și astfel ne-am cunoscut tot mai mult, ne-am întâlnit de multe ori, de nenumărate ori, în diferite slujiri, ne-am întâlnit în cadrul comunității, ne-am întâlnit pe teren, dar cel mai mult ne-am întâlnit
în slujire în biserica din Buda Zvoriștea, unde frații l-au iubit și l-au apreciat foarte mult. Vestea plecării, așa deodată, pe neașteptate, dintre noi a fratelui Filon, m-a marcat foarte mult. Mă despart de un frate drag, de un frate scump, pe care l-am apreciat foarte mult și cu care am avut o colaborare foarte bună. Lucrul acesta m-a marcat foarte mult, dar cu mult mai mult, cred că v-a marcat pe voi, scumpă și îndurerată familie Lazurcă. De aceea, soră Silvia și dragi copii, mă rog ca bunul Dumnezeu să vă întărească, să vă mângâie și să vă dăruiască pacea de care aveți nevoie în aceste momente. Chiar dacă sunt momente de durere, chiar dacă vărsați lacrimi, uniți durerea voastră mulțumirea pe care să o îndreptați către Dumnezeu, pentru că v-a dăruit în familie un soț și un tată deosebit, care l-a iubit pe Domnul, v-a iubit pe voi și a iubit biserica lui. De asemenea, iubiți credincioși din Biserica Emanuel, care sunteți marcați, îndurerați de despărțirea de cel care v-a slujit atâta vreme, cu care v-ați bucurat și ați împărtășit bucurii și dureri, doresc peste fiecare dintre voi mângâierea lui Dumnezeu. Fratele Filon a plecat. Veți păstra amintirea unui slujitor cu un caracter deosebit. Vă veți aduce aminte de exemplu pe care vi l-a dat, de vorba caldă și încurajatoare pe care o avea întotdeauna și de hotărârea lui de a rămâne credincios adevărului. Și a îndeplinit cu scumpătate slujba, cu bucurie, dar în același timp povara slujirii, mai ales în anume perioade, l-a marcat și l-a consumat foarte mult. Dumnezeu a privit la el și i-a zis: vino acasă, vino la odihnă. Dumnezeu nu greșește niciodată atunci când cheamă acasă pe copiii lui, indiferent la ce slujire sunt chemați aceștia. Spunea cineva frumos: Dumnezeu își cheamă acasă lucrătorii, dar lucrarea lui merge înainte. Doar două exemple de pe paginile Scripturii, când oameni deosebiți care i-au făcut cinste lui Dumnezeu ar fi vrut să mai trăiască, dar Dumnezeu le-a spus destul. Primul, Moise, în Deuteronom, capitolul 3, versetul 25, ajungând aproape de țara promisă, după 40 de ani de pribegie în pustie, când a condus poporul și a făcut față atâtor dificultăți, face către Dumnezeu următoarea rugăciune: lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Dar Domnul îi răspunde: destul, nu-mi mai vorbi de lucrul acesta. Vei privi țara doar de la distanță, dar nu vei intra în ea. Un alt exemplu este Daniel, om scump și prea iubit înaintea lui Dumnezeu, care îi face cinste lui Dumnezeu în slujba mai multor împărați și căruia Dumnezeu îi dă descoperiri extraordinare despre ceea ce se va întâmpla în derularea istoriei omenirii. Și atunci Daniel, în capitolul 12, versetul 8, întreabă: Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Daniel voia să știe mai multe, voia să mai trăiască, să se bucure de minunile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îi spune: destul. Tu du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire
la sfârșitul zilelor. Cel care hotărăște lungimea vieții fiecăruia dintre noi, indiferent de slujirea la care suntem chemați sau de viața pe care am trăit-o, este Dumnezeu. El nu greșește niciodată. El nu a greșit nici în dreptul fratelui Filon, chiar dacă fratele Filon mai avea încă planuri multe pentru familia lui, planuri multe pentru biserica Emanuel. Dumnezeu i-a zis: destul, vino acasă. Scumpă familie îndurerată, mă rog ca Dumnezeu, care este Dumnezeul oricărui har, așa cum îl numește Apostolul Petru, să vă dăruiască tot harul de care aveți nevoie în aceste momente grele. El i-a dăruit har fratelui Filon de-a lungul vieții și în toată slujirea la care l-a chemat, și prin har l-a chemat acasă, așa cum spune frumos cântarea: prin har ajunge voi în cer, în slavă îmbrăcat. Dumnezeu să dăruiască har Bisericii Emanuel. Dumnezeu să dăruiască har și mângâiere tuturor celor îndurerați. Amin. Alături de toți acei care în zilele acestea triste doresc să fie alături de familia Lazurcă, de biserica din Burdujeni, prin situația aceasta, necazul acesta, încercarea aceasta care treceți, aș vrea să fiu și eu și alăturea și împreună cu mine și biserica care slujesc. Voi folosi pentru început cuvintele simple lui David, care ne motivează în asemenea situații. Psalmul 34, versetul 1. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Familia în întregime, cei care ați rămas singuri, mai bine zis, fără stâlpul familiei, doresc din toată inima Dumnezeu să vă întărească și să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze biserica. Biserica care atâta timp a fost slujită, iubită, pot să spun condusă de acest bărbat pe care cel mai mult l-am cunoscut, l-am apreciat, l-am iubit și l-am respectat. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să rostesc un cuvânt de binecuvântare pentru slujitorii bisericii care au rămas și care știu foarte bine că împreună cu cel care a fost fratele Filon ați format o echipă, un grup unit și de ce să nu recunoaștem, chiar de apreciat. În gândul meu aș vrea să mă adresez întâi familiei și să vă spun un lucru pe care l-am mai spus în unele situații. Întrebările pe care dumneavoastră le aveți acum, răspunsurile pe care doriți poate să le primiți, poate sunt diferite. Unii vor folosi cuvinte mari, frumoase, delicate. Alții poate vor avea doar cuvinte simple. Unii vor putea să folosească fraze mai multe, alții doar câteva cuvinte. Nu o să încerc să caut cele mai deosebite cuvinte, ci aș vrea doar să vă întăresc și să vă spun că ceea ce cred este că, mai ales pentru un om al lui Dumnezeu care slujește și care a slujit, Dumnezeu
știe cel mai bine când să ne ia acasă. E greu de înțeles, dar sunt convins de lucrul acesta. Aș vrea pentru voi să vă spun cuvintele din Biblia ale Domnului Iisus Hristos, care le spunea ucenicilor, pe care noi le citim asemenea situație. Ioan, capitolul 14, versetul 1. Să nu vă se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Domnul Iisus Hristos. E greu. M-a părăsit mama cu ceva ani în urmă. Îl mai am pe tata, care după o lună de zile de spitalizare în spitalul din Suceava, s-a întors acasă bine și mă bucur pentru el. E greu în asemenea situație, dar doresc din toată inima Dumnezeu să vă întărească și să nu vi se tulbure inima. Și să aveți credință în Dumnezeu și credință în Domnul Iisus Hristos. Nu vă cunosc prea bine, mai mult cu fratele Filon ne-am întâlnit pe teren, dar pentru toți doresc încă o dată Dumnezeu să vă mângâie și să rămâneți uniți. Pentru cei din biserică, aș dori ca să vă dea Domnul puterea să mergeți înainte. Știu ce înseamnă munca unui slujitor. Știu ce înseamnă lucrarea pe care o faci. Știu că de greu este să ții într-o vreme ca aceasta la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce este scris. Aș vrea să vă rog și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze, să rămâneți pe calea cea scurtă, cea îngustă, pe calea cea dreaptă și Domnul să vă întărească. Pentru frații care slujesc mai departe, Domnul să vă dea putere. Din câte am auzit, încerca într-un fel să-și pregătească fratele Filon ieșirea, să spunem așa, din slujire, retragerea slujire. Într-un mod frumos și plăcut ați colaborat până la sfârșit. Ați știut să faceți lucrul acesta și v-am spus, cred că sunteți un model de urmat. Domnul să vă dea putere să rămâneți uniți, credincioși, puternici și să vă ajute să duceți biserica mai departe. În încheiere aș vrea să vă spun o amintire plăcută, care am, să spunem așa, am trăit-o împreună cu fratele. Cei mai mulți ne-l amintim ca un om al rugăciunii, care ne motiva să îndemnăm biserica la rugăciune și mai ales în ultima vreme ne motiva să facem stăruință în biserică, să ne implicăm în stăruințe, în săptămâni de rugăciune. Se bucura mult când se auzea că Dumnezeu mai botează cu Duhul Sfânt. Personal am avut plăcerea să-L invităm și a fost de atâtea ori, sprijinindu-ne, implicându-se. Niciodată nu părea că are vreo boală, părea puternic, părea tare. Am avut însă o experiență deosebită pe care aș vrea să vă împărtășesc. Va rămâne pentru totdeauna în amintire. Cred că la ultima întâlnire de rugăciune din Dornești, când obișnuiam ca la sfârșitul slujirii să facem și cina, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, am fost solicitat de frați, de unii dintre frați, dacă este posibil, după ce se va face cina, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, să facem și spălarea picioarelor. Avem posibilitatea aceasta, am făcut tot posibilul și la terminarea slujbei de rugăciune din seara respectivă,
Am invitat pe toți frații la demisolul bisericii pentru a face lucrarea aceasta de spălare a picioarelor. Mă așteptam să fie, să coboare toți sau aproape toți. Vreau să vă spun că n-au coborât foarte mulți, dar printre cei care au coborât la demisol și am făcut lucrarea de spălare a picioarelor, a fost și fratele Filon. Harul, pot să spun așa, a fost să facem spălarea picioarelor împreună. Mi-l amintesc atunci când s-a plecat, când a pus ștergarul și când mi-a luat piciorul și s-a început să spele picioarele, a început să mă binecuvinteze, să rostească cuvinte de binecuvântare. Vreau să vă spun că am mai făcut și eu la alții, fac lucrul acesta, și cu alții am mai făcut lucrarea aceasta. Dar cum a făcut-o el, sau cum a făcut-o în seara respectivă, n-am mai întâlnit până acum pe nimeni. În momentele când dădea cu apă pe picioare, rostea cuvinte de binecuvântare pentru mine, ca slujitor, pentru familie, soție, copii, pentru lucrarea din biserică și pentru propășirea lucrării. Îmi va rămâne permanent în amintire lucrul acesta. Mi-aș mai dori să întâlnesc situații de felul acesta și, la rândul meu, să pot face în felul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Alături de dumneavoastră am spus că dorim să fim în asemenea situații triste. Eu sunt slujitorul bisericii din Dornești, pastorul Ioan Lavrec. Alături de frații care slujim, de bisericuța aceasta în care slujim, doresc din toată inima Domnul să vă dea putere, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, rămâneți credincioși și la vremea hotărâtă de Dumnezeu am vrea și dorim familiile dumneavoastră, familia dumneavoastră, familiile noastre, bisericile în care slujim, să ajungem acolo unde ne-am pornit, în Împărăția lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Scumpă sora Silvia și voi, dragi copii ai acestei mame, ne rugăm pentru voi și dorim mult ca bunul Dumnezeu să vă întărească și să vă mângâie în această încercare grea pentru voi, când va trebui să vă despărțiți de cel care a fost pentru voi un soț și un tată scump. Iar pentru noi, frații lui în Domnul, un frate model vrednic de a fi ascultat și urmat, în toate învățăturile și faptele deosebite în care a umblat în Domnul, fratele Filon Lazurcă. Dumnezeu să binecuvinteze, ne rugăm, și pe toți credincioșii din Biserica Emanuel care l-au iubit în sinceritate pe fratele păstor și sunt afectați și ei de această despărțire neașteptată. Dumnezeu să binecuvinteze și pe frații din conducerea comunității regionale, colegi și prieteni ai fratelui Filon, care au format împreună o echipă unită și legate de funiile dragostei în Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește la toți de o revedere când, prin marele har care ne-a fost dat în Hristos, vom întâmpina pe Domnul nostru în văzduh și vom fi pentru totdeauna cu El în locul pregătit pentru cei credincioși care L-au iubit
și i-au slujit cu dăruire. El, cel care este calea, adevărul și viața, ne-a asigurat prin glasul Evangheliei că toți acei care ascultă cuvântul lui și cred în Dumnezeu Tatăl care l-a trimis, au viața veșnică. Nu vor merge la judecată, ci au trecut din moarte la viață. Ce har! Hristos a murit pentru ca cei care cred să moară împreună cu El. Hristos a înviat pentru ca cei care cred să aibă viața împreună cu El. Hristos s-a înălțat la cer pentru ca cei care cred să fie împreună cu El acasă la Domnul. Ce har! Avem asigurarea prin cuvântul veșnic că cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei Lui prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Filipeni, capitolul 3, versetele 20 și 21. Dragii mei, să avem această încredere deplină, să nu ne clătinăm, să nu ne tulburăm în aceste momente grele pentru fiecare dintre noi, dar în mod special pentru familia Lazurcă, ci să ne ducem mântuirea noastră până la capăt, cu frică și cu tremur, și ce bucurie! Vom fi împreună, acasă la Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și pacea Lui care întrece orice pricepere să ne păzească tuturor inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Îndoliată familie, dragi frați și surori, îndoliată asistență, suntem împreună, de aproape de departe, cu toți alături de familia îndoliată. Domnul l-a chemat pe fratele Filon în veșnicie, a fost ca o zguduire pentru mulți și dorim să fim alături în Duhul, chiar dacă nu suntem cu trupul, dorim Domnul să mângâie familia în mod special și în mod general, Domnul să cerceteze pe toți cei ce ascultă și sunt prezenți la acest servici de priveghi. Fratele Filon, pentru noi, pentru Biserica Betel, a fost un lucrător deosebit, un frate deosebit pentru care am avut toată considerația. A fost la noi la Betel și a rămas amprentat în inimile fraților și frații chiar îmi spuneau, frate Eugen, să-l mai invităm pe fratele la noi. Domnul l-a chemat pentru că drumul vieții lui s-a încheiat aici. În mod deosebit am vrea să avem un cuvânt, vreau să am un cuvânt pentru familie și pentru toți cei ce ascultă și sunt prezenți cu Duhul la această lucrare. Aș vrea să citesc câteva versete din Eclesiastul, capitolul 7, de la versetul 1 la 4. Mai mult face un nume bun decât un de lemn numirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună.
Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Amin. M-am gândit la un cuvânt pe care să-l am pentru vis-a-vis de cel care a fost fratele Lăzurcă Filon, pentru priveghiul din seara aceasta, pentru familie în mod deosebit. M-am rugat pentru aceasta și am avut pe inimă aceste versete care le voi asocia cu ceea ce a spus Pavel în 2 Timotei, în capitolul 4. Ai spune că mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor. Biblia spune despre numele celor neprihăniți. În Proverbe, capitolul 10, versetul 7, pomenirea celor neprihăniți este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cei neprihăniți sunt scris într-o carte, așa cum spune în capitolul 3, versetul 21 din Apocalipsa, Domnul Iisus, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și-o am biruit și șed împreună cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Și în Apocalipsa 2 cu 17 spune, celui ce va birui voi da o piatră albă și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Un nume bun rămâne pentru totdeauna, rămâne amprentat în viața familiei, rămâne pentru cei care l-au cunoscut, pentru biserică și, în mod deosebit sigur, rămâne scris pentru veșnicie în cartea celui preanalt. Tot vis-a-vis de acest nume spune în Proverbe 22, versetul 1, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Bogăția mare o lași aici, rămâne, nu iei nimic cu tine dincolo și numele rămâne pentru totdeauna un nume bun. Numele bun este legat, sigur, de viața bună, de o trăire curată și sfântă, de o viață după voia lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, Pavel, a avut această trăire și, ca o continuitate, el spune aici, în 2 Timotei, în capitolul 4, spune de la versetul 6, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprienirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. În cartea Eclesiastul, capitolul 7, aici de unde am citit aceste versete la început, aici foarte frumos spune cuvântul, zice, mai bine să te duci într-o casă de jale, acolo în casa decât în casa de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește, își pune la inimă lucrul acesta. Cuvântul, încă o dată, îl avem pentru familie și pentru cei care sunt vii. În dreptul fratelui Filon a avut un nume bun și credem că numele acesta bun este scris acolo sus la Domnul. Însă, Domnul dorește în această seară, prin acest timp de meditație, seara de priveghe, seara de meditație, cel mai prielnic timp în care putem fiecare să realizăm, să ne dăm seama unde suntem. Spune aici, mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Celor ce sunt încă în viață, zice, inima înțelepților este în casa de jale, iar a celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea decât să asculți la cântecul celor fără minte. De aceea, în seara aceasta, dorim ca Domnul să aibă în vedere familia, să întărească pe cei care fac parte din familia mică și din familia mare. Fratele Filon a avut un nume bun. Un nume bun face mai mult decât un de lemn mirositor. Și ziua morții mai bine decât ziua nașterii. Pentru că în momentul în care ai murit, te-ai dus într-un loc binecuvântat, te-ai dus la fericire. Și vom vedea câteva lucruri aici, din textul acesta, pe care Apostolul Pavel le consemnează, le scoate în evidență.
ce a însemnat pentru el plecarea aceasta, ce a însemnat pentru fratele Filon, la fel, această plecare. Primul lucru, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Înseamnă terminare, înseamnă finalizare, eu sunt gata. Înseamnă că Pavel a fost gata. Foarte important să fim gata în orice moment, pentru că nu știm când vom pleca. Plecarea este o taină. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Pentru că nu știm când plecăm. Pentru că noi trebuie să fim pregătiți în orice moment, în orice clipă. De aceea trebuie să fim gata ca atare, din punct de vedere spiritual, să avem ce înseamnă să fii gata. Să ai o relație bună pe verticală cu Dumnezeu, împăcat cu El. Să faci ceea ce Dumnezeu a dorit până în clipa aceea. Tot timpul să fim racordați la cuvântul Lui. Și apoi a fi gata înseamnă să ai și o relație bună pe orizontală cu familia. Familia mică, familia mare. Să ai o relație bună cu biserica. Un om trebuie să fie gata, un lucrător mai ales, dar oricare. Să nu uităm, trebuie să fim gata. Aia înseamnă terminare, finalizare. Oricând putem termina, oricând Domnul ne poate chema în veșnicie. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. În Luca, în capitolul 1, versetul 23, aici Biblia vorbește de Zaharia și spune aici, după ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă, după ce i s-au împlinit zilele. După ce Domnul Iisus s-a terminat lucrarea, după ce a terminat lucrarea, în 19:30, în Evanghelia după Ioan, aici foarte frumos Domnul Iisus spune, când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit, apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Domnul a terminat, a isprăvit. În Ioan, în capitolul 17, Domnul Iisus, ca o dare de seamă, spune aici, foarte frumos, zice, versetul 1, după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și acum spune versetul 4, eu te-am proslăvit pe pământ, a fi gata. Am făcut lucrarea, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Spune versetul 7 și 8, citim și 6, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat. Versetul 7. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ce frumos în viața aceasta să avem cuvintele Lui, să fim plini de cuvânt. Să dăm cuvântul, să ne facem partea, parcela pe care o repartizat-o Domnul fiecăruia, să o putem finaliza, să o putem încheia, termina. Și Domnul Iisus o încheiat, o terminat această lucrare binecuvântată pe care o primit-o de la Tatăl. Nimic în plus, nimic în minus. Apostolul Pavel la rândul lui și el a spus același lucru, reluând versetul acesta 6, prima parte, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Apostolul Pavel, chiar dacă a fost un om al lui Dumnezeu, el a fost gata, a fost gata, a terminat, a fost conștient și știa ce l-așteaptă. Nu s-a rugat în continuare, Doamne, vreau o prelungire, vreau să mai rămân. El a știut că acum s-a încheiat. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l amintesc, tot din versetul 6, ultima parte, zice, și clipa plecării mele este aproape. Moarte înseamnă terminare aici. Finalizare, spiritual în primul rând și apoi, sigur, cum i-a spus Domnul la Ezechia, pune-ți casa în rânduială, că nu vei mai trăi, ci vei muri. Și pe orizontală lucrurile se termină, să fie terminate cu bine. Apoi, înseamnă plecare,
Închizi ochii aici, ai terminat aici, ori înceta toate funcțiile trupului să funcționeze, dar în același timp noi continuăm, pentru că valoarea adevărată o purtăm în noi, Duhul și Sufletul sunt nemuritoare. Ele merg la unul din cele două locuri, pentru cel neprienit. Cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este în jos. Și el spune, clipa plecării mele este aproape. Plecare sau mutare, spune în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 8. Plecare sau mutare, mă mut. Spune aici, 2 Corinteni 5, spune în versetul 8. Zice, sunt plin de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, să fim acasă la Domnul. Versetul 6 din capitolul 5, 2 Corinteni. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, libegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Aș vrea să nu uităm, toți suntem aici călători și mergem. Mergem și Pavel spunea, doresc să mă mut, dacă ar fi să aleg, prefer să mă mut. Filipeni, capitolul 1, versetul 23. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut. Plecare, mutare, să mă mut. De aici mă mut, unde? Să fiu împreună cu Hristos. Așa spune versetul 23. Căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi încă este de trebuință să rămân în trup. Plecare, ca și tâlharul acela de pe cruce. Doamne, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi. Închizi ochii aici și te-ai dus în locul acela minunat și binecuvântat. Pregătit. Mutare. Mutare la Domnul. De aceea, pentru familie, fratele Filon a avut un nume bun. A rămas un gust plăcut. Vocea lui blândă, plăcută. Un om care, cu care ai dorit să ai părtășie. Nu ne îndoim că el a plecat la Domnul. Domnul l-a chemat. O terminat aici, o terminat spiritual și o plecat, s-a mutat. Și în ultimă instanță, Apostolul Pavel concernează aici un al treilea lucru foarte frumos. Reluând versetul 7, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprienirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, dar nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Răsplătire, terminare, finalizare, un al doilea lucru, plecare, mutare și un al treilea lucru, răsplătire. Aș vrea să nu uităm, dragii mei, aici primim de la Domnul anumite binecuvântări, dar adevăratele răsplătiri nu aici le avem. Spune de bună oară în Isaia 62 cu 11, iată ce vestește Domnul până la marginile pământului, spune fiicei Sionului, iată mântuitorul tău vine, iată plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui. Răsplătirile, plata este viața veșnică la toți, dar răsplătirile diferă de la unul la altul. Isaia 5, 9 cu 18. Aici, din nou, omul lui Dumnezeu, profetul, consemnează și spune, el va răsplăti fiecăruia după faptele lui. După faptele lui. Totul este evidențiat. Totul este înaintea celui preanalt, consemnat. Nimic nu este uitat. Pentru că suntem în Isaia, citim și din capitolul 40. Versetul 10, ce frumos spune aici, iată Domnul Dumnezeul tău vine cu putere și poruncește cu brațul lui, iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. Răsplătirile vin înaintea lui și tot pentru că suntem în Isaia și din capitolul 3 zice, versetul 10, bine de cel neprihănit, numele lui rămâne pentru totdeauna, a fost un om de bine, bine este de el. Zice, lui va merge bine. Dar cum, dacă noi vedem că finalul aici la toți e la fel? Da, dar partea spirituală, Duhul și Sufletul, omul spiritual, în momentul acela se face departajarea. Pentru cel neprienit, merge în sus, să-l abată de la locuința morților care este în jos. Bine de cel neprienit, lui va merge bine. Dar câți ani? 68 de ani?
Sau 66 cât au avut fratele Filon? Nu, zice, o veșnicie, veșnicia întreagă. Lui va merge bine că se va bucura de rodul faptelor lui. Vai însă de cel rău, lui va merge rău, că și el va culege rodul faptelor lui. Ce frumos! Să fim întotdeauna pregătiți, gata! În Apocalipsa, vis-a-vis de această răsplătire, spune cuvântul Domnului în Cartea Sfântă, în 22:12, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. În Apocalipsa, capitolul 2:17, reamintim foarte frumoasă promisiune. Zice, celui ce va birui, versetul 17, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu îl știe nimeni decât acela care îl primește. Și Biblia spune că e scris înainte de veșnicie în cartea vieții numele mântuiților. L-am primit în momentul când ne-am întors la Domnul, un nume care e acolo scris. L-am primit în dreptul nostru și de aia spune, păstrează ce ai primit, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și numele acela, în ziua aceea îl vom afla, un nume care îl vom purta o veșnicie. Versetul 21 din nou îl amintim, Apocalipsa 3, la răsplătiri. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și șed împreună cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Doresc din toată inima Domnul să mângâie familia, Domnul să le întărească nădejdea. Despărțirea e o durere, e dureroasă, dar în același timp e o mângâiere, când știm că fratele s-a dus la mai bine, s-a dus într-un loc binecuvântat. L-a slujit pe Dumnezeu, a avut un nume bun. Numele încă va rămâne un timp aici, ne vom aminti mereu de el. Dar mai ales numele este scris dincolo. El a mers aici, a terminat, a mers, a plecat, s-a mutat și a mers la răsplătiri pe care le vom primi toți împreună în ziua aceea. Domnul să mângâie familia, Domnul să binecuvinteze biserica și Domnul să rămână stăpânul nostru al tuturora. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Deoarece am fost solicitat de către fratele Dorel Goraș ca să aduc o motivație pentru rugăciune, doresc din toată inima mai întâi să îl binecuvintez pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Apoi vreau să dau citire la câteva versete din Psalmul 34, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Amin. E o vreme binecuvântată și chiar dacă situația este cea care o cunoaștem cu toții, psalmistul în primul verset aici spunea, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Un creștin adevărat, un copil al lui Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu în orice situație, în orice împrejurare. Și când îi merge bine, și când îi merge mai puțin bine, și când lucrurile parcă iau o altă întorsătură decât cea dorită de el, totuși omul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu în orice vreme. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi, să-L lăudăm pe El și în vremea aceasta, ba mai mult poate. În perioada aceasta ne-am revizuit un pic viața noastră, am coborât în inima noastră, în lăuntrul nostru, am văzut poate anumite stări care nu erau chiar compatibile cu cuvântul lui Dumnezeu, poate în rugăciunile noastre acasă am venit înaintea Domnului în mărturisire, le-am mărturisit, ne-a părut rău de ele, am cerut iertare și am simțit îndurarea lui Dumnezeu. Mă gândesc la Daniel. Cuvântul Domnului spune că el avea un obicei bun.
pe vreme bună, când toate mergeau bine, când toate erau bune, chiar dacă era rob în Babilon, dar Biblia spune că el se ruga lui Dumnezeu și avea rugăciuni care le făcea de 3 ori pe zi, le aducea înaintea Domnului. În dreptul lui s-a pus o restricție și nu numai ai lui, dreptul tuturor, dar scopul și bătaia a fost sigur cu privire la Daniel, pentru că cei care erau împreună cu el slujitori îl urau pe el, au căutat un motiv să îl elimine, să-l scoată afară, n-au găsit nimic, n-au găsit nicio vină în toate treburile care le făcea, era corect, era perfect în toate, dar s-au gândit ei că vor găsi ceva în religia lui. Și când s-a dat acea hotărâre ca timp de 30 de zile nimeni să nu înalțe rugăciuni vreun alt Dumnezeu decât împăratului, Biblia spune că Daniel făcea așa cum avea obicei să facă și mai înainte. Se ducea în odaia lui de sus, cu ferestrele deschise către Ierusalim, îngenunchea sau sta în picioare și se ruga, dar aducea rugăciuni înaintea lui Dumnezeu și se ruga ca și înainte, avea obicei să facă așa. Și era vremea potrivită, era o vreme în care putea să aducă rugăciuni. Ei bine, când s-a dat acea restricție, Daniel, pe el nu l-a împiedicat nimic. Ca și mai înainte, spune Biblia, el era la locul de închinare, cu toate că a avut de plătit un preț. Și prin aceasta, pentru că a fost un om care nu l-a înfricoșat legile, nu l-a înfricoșat amenințările care erau în urma legilor date, cel care era prins, ce avea să fie făcut cu el, să fie omorât. Daniel, ca și mai înainte, cu o deplină încredere în Dumnezeu, s-a dus acolo în odaia lui de sus și s-a rugat lui Dumnezeu. Prin stăruința lui în rugăciune, prin modul de a fi credincios lui Dumnezeu, prin modul de a fi loial doar lui Dumnezeu, să nu se despartă de el chiar dacă era singur acolo, nu mai avea preoții, nu mai avea cei care să audă slujba, nu mai aveau leviții care să audă cântarea, era singur acolo, probabil idolatrie multă, dar acolo a știut să-L proslăvească pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, slăvit să-I fie numele, l-a onorat pe Daniel. Biblia spune că l-a salvat de gurile leilor să nu fie sfârșiat. Și cu ocazia aceasta Dumnezeu a schimbat și credința întregii națiuni prin încrederea puternică pe care Daniel a avut-o înaintea lui Dumnezeu. De aceea cuvântul spune, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, chiar dacă va fi să plătim un preț. Lauda la adresa lui Dumnezeu trebuie să fie mereu pe buzele noastre, în inima noastră, în ființa noastră. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Doamne, binecuvintează-ne să putem înălța numele Tău, să nu ne rușinăm. E vremea în care putem să înălțăm mai mult numele Domnului, să se vadă cu adevărat că cu poporul Lui, al lui Dumnezeu, este Dumnezeu, cu tine și cu mine, cu noi toți, cu dumneavoastră. Este Dumnezeu, de aceea să înălțăm pe Domnul împreună, să lăudăm cu toții numele Lui. Spunea David aici, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns și m-a izbăvit din toate temerile mele. Nu spune aici de toate temerile mele, m-a izbăvit din toate temerile mele. Câte stări nu vin și peste noi, câte amenințări din partea celui rău, câte situații grele nu vin peste ființa noastră, peste familiile noastre, peste soții, peste soți, peste copii, dar strigând către Dumnezeu, căutându-L pe Dumnezeu. Dumnezeu este acela care aduce binecuvântarea și ne eliberează, ne scapă din toate temerile noastre, lăudat să fie numele Domnului Iisus. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. În cine ne punem noi încrederea? Domnul să ne ajute să ne încredem în Dumnezeul cel adevărat, cel care niciodată nu ne-a abandonat, nu ne-a lăsat, nu ne-a lăsat în situații grele. Am avut poate situații în care am trecut fiecare și Dumnezeu de fiecare dată a avut un cuvânt de încurajare pentru noi. Lăudat să fie Domnul! Mai cu seamă acum când familia Lăzurcă Dumnezeu a chemat la cele veșnice, la el, pe fratele Filon, sigur că a rămas în urmă această durere, acest gol în familie, soția care este cu o maximă durere în sufletul ei, copiii de asemenea, îi aducem în rugăciune ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. L-am avut ca un prieten pe fratele Filon. Când am auzit vestea, am rămas foarte mișcat așa în inimă de starea aceasta și
Parcă nu venea să cred, spuneam tot, nu este adevărat, nu se poate așa ceva. Dar cu toate acestea, Dumnezeu și-a făcut lucrarea Lui și Dumnezeu face lucrarea Lui în dreptul nostru a fiecăruia. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze și să mângâie familia aceasta care a rămas îndurerată acum și este rămasă pentru puțină vreme, căci cuvântul Domnului ne spune nouă, încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și știm că Domnul Iisus Hristos, acum putem vedea că este mult mai aproape, este foarte aproape, de aceea Dumnezeu să lase mângâierea sa, să lase pacea sa, să lase liniștea sa peste această familie și ne rugăm în sensul acesta ca Dumnezeu să binecuvinteze soția și copiii. Dumnezeu să binecuvinteze biserica Emanuel, care acest frate care Domnul a chemat acasă a fost un slujitor care l-a slujit pe Dumnezeu în cuvântul drept, în cuvântul adevărat, a căutat să păstreze linia Scripturii. Și mai puțin sunt cei care fac astăzi lucrul acesta, să fie un păstor de biserică, să fie un conducător al unei biserici și totuși să păstreze o linie curată, sănătoasă. Sunt mai puțin cei ce fac lucrul acesta. Dumnezeu să lase mângâiere în familia aceasta, să lase pacea sa în familia aceasta. Ne vom ruga lui Dumnezeu ca El să ne ajute și în perioada aceasta, dragii mei, să nu ajungem ca și evreii de odinioară când au ajuns în perioade grele, în situații grele, au început să cârtească, au început să murmure, au început să vorbească împotriva lui Moise, împotriva lui Aron, spunând că ei sunt de vină din cauza lor, trec prin atâtea situații. Dar Dumnezeu, datorită acestor cârtiri, acestor murmurări, acestor împotriviri, Biblia spune că nici pe unul nu i-a lăsat să intre în Canaanul acela pământesc. Să fim foarte atenți în vremea aceasta și nu numai la ceea ce vorbim, ceea ce gândim, ceea ce judecăm, ca nu cumva să ne găsim în postura în care să ne autoexcludem din împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi știm că toate aceste lucruri sunt îngăduite de Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Spunea versetul 5 aici, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și îmi vine în minte imaginea în care tâlharul de pe cruce, când îl înfruntă pe celălalt tâlhar și spune, pentru noi este drept să ni se întâmple așa ceva, dar neprihănitul acesta ce rău a făcut și și-a întors, cred, privirea spre Domnul Iisus și i-a spus, când vei veni împărăția ta, te rog, adu-ți aminte și de mine. Și Domnul Iisus, înainte ca să-și dea Duhul, acolo pe cruce, rostește niște cuvinte de o maximă valoare pentru acest tâlhar și i-a spus, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Omul acesta a văzut ceva și a întors privirea spre Domnul Iisus, s-a luminat de bucurie, a privit ceva, a văzut ceva deosebit, ceea ce n-a văzut în fiecare om, în oricare om de pe pământ, nu poate să aibă așa ceva. Dar în omul acesta a văzut ceva deosebit, de aceea Dumnezeu să ne ajute și pe noi când ne întoarcem privirile spre El, să ne luminăm de bucurie. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Nu-ți știu necazul, nu-ți știu proba, problema prin care treci, dar este cineva care ți-o cunoaște, care o știe. Seara aceasta, când ne vom pleca pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, când vom striga către Dumnezeu să spunem, Doamne, eu am nevoie să intervii în cauza mea, este copilul meu care nu mă ascultă, este soția care este bolnavă, este soțul care este bolnav, am probleme la locul de muncă, am situații grele în viața aceasta cu vecinii, cu prietenii, cu ceilalți care sunt și în toate acestea le aducem înaintea lui Dumnezeu și cel care poate să ne scapă din toate necazurile este Domnul, lăudat să fie El. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Apostolul Petru spunea, capitolul 1 Petru, capitolul 2, versetul 3, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El, să ne ajute Dumnezeu. Dacă am gustat din bunătatea lui Dumnezeu, să ne apropiem de El, dragii mei. Este vremea când trebuie să ne apropiem de El. Această motivație de rugăciune, îl vom ruga pe Dumnezeu să ne ajute, să renunțăm la toate pretențiile noastre. E o vreme când trebuie să renunțăm la ele, dacă până aici poate am mai ținut ceva la ele.
poate le-am mai înmagazinat, le-am mai depozitat acolo undeva, dar e vremea, dragii mei, să înțelegem că Domnul este aproape, să renunțăm la toate pretențiile noastre. Să renunțăm la toate pretențiile noastre și să ne încredem pe deplin în brațul Domnului Iisus, să-L chemăm în ajutorul nostru și El cu siguranță a promis că va veni. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Emanuel, Dumnezeu să binecuvinteze familia Lazurcă, cei care au rămas, Dumnezeu să lase așa mângâiere peste ei și Domnul Iisus Hristos să binecuvinteze lucrarea din Biserica Emanuel. Numele Domnului să fie binecuvântat. Amin.